Ieri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Hunedoara, cu sprijinul unei grupe de polițiști din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară în Deva și Simeria într-un dosar penal de evaziune fiscală. Vizați au fost o femeie și un bărbat, reprezentanți legali ai unei firme. Cei doi presupuși evazioniști au fost reținuți și, în plus, pentru acoperirea prejudiciului de aproape 900.000 de lei, s-au ales și cu sechestru pe bunuri și conturile bancare blocate. Pe lângă cele două mandate de efectuare a percheziției domiciliare, polițiștii au pus în aplicare și două mandate de aducere emise pe numele celor doi reprezentanți ai societății comerciale. Perchezițiile au fost efectuate atât în municipiul Deva cât și în orașul Simeria, iar în urma acestor activități a fost luată măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile și imobile ale celor doi, dar și măsura de poprire asupra unor sume de bani existente în conturile celor două persoane. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor mai multe documente contabile aparținând societății comerciale, precum și ale altor societăți comerciale administrate de cei doi, dar și diverse contracte de împrumut și respectiv de restituire a unor sume mari de bani.